Bună ziua! N-am zis niciodată în viața mea bună ziua. Zic bună seara. Știți că eu zic bună seara tot timpul, practic. Pentru că m-am obișnuit să fac emisiuni după o anumită oră. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă povestesc niște treburi. Pot să povestesc niște treburi? Da, cum să nu, că mie îmi place. Vai de mine. Am fost să prospectez un format absolut senzațional pe care vă dezvălui că o să-l fac și eu, adică o să fiu și eu printre cei care realizează Pacoalea, respectiv eu o să-l prezint. Dar atât, că sunt mulți oameni care îl fac, eu decât îl prezint și încerc să nu stric. Pentru că trebuie să mergi, trebuie să mergi așa, dar ci până aici, te sprijini, stai, te concentrezi, când vorbești despre bani, te întorci, arăți. Bun, fac eu toate astea, o să vedeți despre ce e vorba la momentul respectiv. Seara mă duc la masă, la un hotel de mari fițe. Greșeală mare, never. Te ducem noi la masă, eram cu colegul Marian, cu colega Andreiuța și am zis, hai să cerem și antreu. Noi obișnuiți la restaurantele din România, de alea cu blană pe banchete, știți? Alea de, îți pune pe o rugojână, un porc. Și te miri ce te-a lovit. Și am zis, hai să luăm și un antreu, că n-ai de unde să știi ce fiți au ăștia. Și am zis așa, carpaccio de vită, ca să parem și noi niște oameni. Brazul subțire, da. Cu pate de foie gras și friptură de vită. Așteptăm noi o oră și vine măre o cocoană cu niște palești de farfurii, uite atât. Și am înnebunit, zic, mâncarea artata, zic, atâta mâncare cât o fi costând. Când se apropie, erau... Stați așa să vă arăt. Cât era de mare farfuria? Atâta era carne. Atâta era foie gras. Și atâta era farfuria. Pe laturi erau stropșite niște zaie. Foarte frumos, altfel esteticon. Foarte frumos, una rușie, una galbina, una verde. Și am mâncat ce am mâncat. 22 grame de carne cât era. Și apoi ne-am rugat la Dumnezeu să vină friptura de vită. Și a venit. Cât de mare era? Uite atât. Băi, am înnebunit! Plecaserăm din România, nu mâncaserăm în avion, că am zis, băi, nu mâncăm sandvișuri de-astea de 3 lei. Mergem acolo, mâncăm carnea vacii proaspete. Deci că la unguri mănânci de rupi. Dacă te duci la unguri, la unguri. Nu la francezi de la unguri. Francezii mănâncă de-astea așa. Merci beaucoup. Au și faliților. Aia n-au grași, francezii. Adică eu aș putea să trăiesc în Franța sau s-a uitat toată lumea după mine zicând, ia uite un monstru. Mă, eu cred că sunt destui și acolo. Deci m-am răzbunat cu crunt. Am chemat-o pe aia, pe doamnă. S'il vous plaît. Aia a venit. Zic, can you bring us three, 1, 2, 3, cat. Asta am înțeles în limba maghiară, cat. Harom, porții de-astea. Iar din nou. I'm sorry, zicea. Nu despre asta este vorba, zic, I'm sorry too. Întrebarea mea, sigur, eu eram foarte serioasă, că la aia toți sunt profesori universitari. Deci zici că au inventat sfânta, ce să vă zic? I'm sorry. Și zic, can you please bring us the main course again? Adică felul 2. Mai l-aduceți decât o dată? Și ea zice, are you sure? Eu în culmea nervilor care eram cu foamea care să zic, absolutely. Am mai stat o oră, tipul care aia trecea, periodic, știi? Mai trecea și zicea, I ordered the main course again. Adică să se asigure că n-a înțeles greșit. Stau și mă gândesc ce a povestit asta a doua zi dimineață când s-au adunat chelnerii să se vorbească între ei. Băi, mânca la tata, au venit trei ieri. Le-am dat să mănânce, să moară ce-am păcat, să-și ia antreu. și friptană. Băi, nu s-au săturat, frate. Au mai vrut odată. Hai să mai angajăm un bucătar. Poate că e o modă la ei să te duci mâncat. Ca, da, păi mâncați, ne-am dus, mâncați definitiv. Când a venit nota, nu-ți poveste. Andreea zice, hai să comandăm la sfârșit niște brânzeturi franțuzești. Oh, nu! Vai, băi, ai dreptate, dacă e bal, bal. A venit și cu brânzeturile franțuzești. V-a pus o babă de strugure. Nu! Nu v-a adus struguri la brânzeturi? Bad, bad, bad! Nu! Ne-a adus o smochină stropșită în patru, cu un satâr și multă salată creață. Ce legătură îi? Nu merge, doamnă, salata creață cu brânzeturile fine. Degeaba îi spui că nu se uită și nu înțelege decât chetă. Și am înțeles încă o chestie, nu știu exact ce spun, dar așa spun mereu. Eu nu pot chivano. Aoleu! E ceva cu eu nu pot și eu nu pot deloc. Frumoase lucruri am trăit în Ungaria și vom mai trăi. Nu, merge și noi la un restaurant mai pe rogojină, așa, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Mai pe lemne. Pe lemne. Sau ne avem o nouă expresie care se fleam. Trebuie să vă povestesc la un moment dat, dar într-o altă emisiune, totul la noi este fleam. Dacă e bine, e fleam. Dacă e rău, e fleam. Îl știi? Pe Ahmed, de terorist? Can you spell your name? A-C-Flam. Ei, la noi totul e flam. Ne stricăm între noi, hei, flam! Și pentru că nu știm deloc, ungurește, ei ne întreabă diferite lucruri. Flam. Atât pentru astăzi despre expediția noastră în Ungaria, dar vă promit că vor urma. Formația Datina și-a făcut un videoclip special pentru Dragobete. Cu el își doresc să educe publicul în spiritul unei sărbători pur românești, Dragobetele. Iată-o pe Andreea, iată-l pe Marius. Vă mulțumim! Vedeți, noastră, degeaba v-ați făcut voi clip, pentru că în Ardeal nu se sărbătoresc Dragobetele, dacă-s mai multe. Chiar o dragobeată, două dragobete? Este Sfântul Dragobet, Sfintele Dragobete, Sfinții Dragobeți. Nu merge. Asta refuz să cred. Sava Negreanu Brudașu a venit să ne povestească de ce nu se sărbătoresc. De ce? Că nu se sărbătoresc până la urmă aceste Dragobeți. Dar de ce n-au și, domnule, o sărbătoare importantă? Aveți sărbătoarea iubirii în Ardeal cumva, în vreun fel? Sigur că da. Iată. În fiecare zi. În fiecare zi. Asta mi se pare și mie. Dar zău, mie îmi place foarte tare asta cu Valentine's, pentru că... Nu e nimic rău să... Înțelegi? E bine, dacă... Nu e nimic rău să se simtă să-ți aducă un buchet de flori fără ca tu să-l bănuiești. Scuză-mă că-ți fac așa prin cadru, dar... La ce să mă gândesc? Gândește-te la cei singuri, cărora nimeni nu le... Ce? M-am dus și m-am vopsit! Mi-am făcut cadou o culoare rece. Așa, mămică! O poveste minunată de iubire, că veni vorba despre Dragobet și alte Valentine-uri. Diana și Bogdan. Cum stăteau ei așa, Diana și Bogdan? Ea a traversat pe stradă, el a lovit-o cu mașina. O să mă întrebați ce s-a întâmplat, s-au iubit, s-au căsătorit, așa că umblați mai des pe jos! Dacă ai ști tu ce regulamentar trec, eu trec numai pe roșu și n-am avut niciun noroc. Am zis că cine știe? Păi, acolo iau și eu pe roșu. Și în sfârșit, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, care vin să ne vorbească despre Sofia, ce a mai făcut, ce mai zice, ce mai face, ce a mai învățat. Am văzut fotografii cu ea. Dana a făcut-o singură. El cred că era în neplatare, că nu... Dana spune însă că fiica are personalitatea tatălui. Cum se întâmplă lucrurile astea vom afla foarte repede. Dacă voi filma ceva și voi filma, să știți, în ciuda faptului că sunt cambelanie de cap, pentru că n-am avut weekend și astăzi mi se pare că e miercuri. Flem! Tot filmez ceva. Dacă nimeresc camera, treaba e că dacă filmez, veți găsi pe teoliveshow.ro și dacă tot am ajuns aici, trimiteți un mesaj la 1228 cu textul Teo, ei o să vă întrebe, dumneavoastră o să răspundeți, eu o să vă întrebe, dumneavoastră o să răspundeți și o să câștigați o cameră video pe săptămână, unul dintre dumneavoastră de la pro.ro. Pauză, flem! 2 minute. Ești cu aia. Vrei să-ți dau ceva? Nu. Îți dau eu ție. E o friptură. Dacă filmezi și tu ceva, că eu ți-am zis că astăzi sunt puțin cam de... pus să fie în supa de ciuperci? Ați făcut supă de ciuperci? Da, supă cremă de ciuperci. A făcut o gică, dar tași în gură pe ei. Stimați spectatori, nu este prima oară când vă spun, formatul acestei emisiuni este unul complet revoluționar. De fiecare dată când sună, ziariștii pun aceeași întrebare complet cretină. Ce aduce Teo în formatul cel nou? Iată de ce am hotărât ca în fiecare zi să realizăm împreună o minunată supă la plic, plină de euri pe care să o mâncăm. Astfel, este posibil să murim tineri, dar când ne vor dezgropa peste 2000 de ani, să arătăm exact la fel. Sigur, unii dintre noi au fost feriți de acest pericol, că nu mai pot muri tineri. Fiecare când apucă, știți cum e. Priviți elementul de noutate. Tase s-a prins. Observați că Tase s-a prins. Blidul de lângă Forgaci. Acum s-a prins. Hai să mă duc. Ce făceai? Nu, nu, Forgaci, ce făceai? Claudia. A, m-aș fi așteptat la ceva mai original. Am crezut că zice că se gândește la ceva. Deci folosiți cu încredere supa cremă de cioperci amestecată cu diferite crutoane pe care le găsim tot așa la pungi. Luăm câte 10, ne țin o săptămână. Ce treabă avem? Mă abonez și eu la o porție. Toată după lumea s-a abonat, crede-mă, toți invitații și trăiesc aici. Tot, frate, ceva de nu-i adevărat. Formația Datina... Păi nu așa a spus președintele, să trăiți bine. A, nu, într-adevăr. Iar noi trăim și sătui. Noi, practic, după... venim la emisiune special ca să mâncăm. Nu-i așa, Giovanni? Giovanni e la popotă când îl cauți. Unde-s? La popotă. Formația Datina, alcătuită din Andreea și Marius. Bună seara! Nu, e bună ziua, tu! Bună seara! Așa. Fraților, explicați-mi și mie cum trebuie să zic la televizor, pentru că eu sunt complet debusolată. Cât e ceasul? Deci mă rog ca mine, cum să vin la televizor? Cât e ceasul? E zi, până la 6. Deci e zi până la 6. Noi așa zicem, acum, nu știu, socoteala de acasă nu e tot timpul bună. Ai dreptate. Trupa Datina s-a înființat în anul 2003. Suntem bătrâni. Recunosc. Suntem bătrâni. Am făcut 5 ani de zile. Dar... mai putem! Mai putem! Încă mai putem! Mai putem! Mai putem. Păi, asta zic. Că totuși, eu v-am văzut ultima oară în 2004. 2004. După lansarea primului album. Ați mai lansat ceva de atunci? Nu, de atunci n-am mai lansat nimic. Iată. În premieră. Din 2005 lucrăm la un nou album. Și deja lucrăm la coperta albumului, acum materialul e gata, am pregătit și un clip pentru Dragobete, urmează un clip care să ne și promoveze primul single. Și în premieră o să fie azi la tine. Mulțumesc frumos! Noi îți mulțumim! Știi de ce sărbătorim noi Dragobetele? Please. Și nu Valentine's Day? Păi, nu mai devreme ai povestit că ai mâncat niște chestii din alea mici. Așa e și Valentine's Day, știu chestii din aia mică, așa de Dragobete, cum ai spus tu, restaurantul ăla cu niște blănuri, cu niște chestii. Da, să eu am povestit că am mâncat chestii din alea mici la televizor? Cât am spus asta? Andreea, tu nu mă oprești când spun că am mâncat chestii de alea mici? Adică eu știu că nu am nicio limită, dar poți să zici și tu, stop! Ai zis chestii din alea mici. Fripturici. Ai exemplificat clar. Așa! Fripturici! Măcar tot felul de chestii mici. Nu toate sunt de lăudat. Brânzici, fripturici. Fripturici, bombonici, așa da. Bine, noi am preferat friptură, brânză. Să spunem că fripturicile sunt echivalentul a Valentine's Day și fripturile alea mari sunt echivalentul a Dragobete. Pentru noi. Exemplificare. Nu, s-a înțeles. Lasă că-ți face mama o planșă. Facem, mama, cu diapozitive, îți explicăm, mama, nu-i problemă. Așa. Albumul se va numi Astăzi vreau să uit de supărare. Exact. Lucru pentru care aș vrea să vă adresez următoarea întrebare. Care e supărare? Să vă explic și de ce. Nu de mult, una dintre interpretele cunoscute din această țară avea o melodie pe care o ascultam cu toții. Dăm, Doamne, o forță mare ca să scap de supărare! Dar, la o analiză mai atentă, merțănică, Luca, unde e supărarea? Înțelegeți ce vă întreb? Adică are o viață minunată, Voi de ce sunteți supărați? Nu, piesa asta are o poveste. E o piesă care are 3 strofe. În prima strofă arătăm viața omului în prima etapă a lui până pe la 18 ani, cu aceea următoarea etapă și cea de-a treia, momentul în care omul îmbătrânește. Și refrenul este astăzi rău să-i de supărare, pentru că omul ar trebui să treacă peste toate necazurile, pentru că doar o singură viață avem și zile nu se pot cumpăra. Așa că... Și trebuie să trăim din plin fiecare zi, ca și cum ar fi fost ultima. E adevărat că sună puțin a cântec de petrecere, este? Păi, noi suntem o trupă etno. Aici trebuie să mai aprofundăm. Că ea nu prea pare etno. Noi... Hai că tu măcar ai făcut efortul, ți-ai trădit o iepătire, dar... Ea mea, să zic un secret, înainte să mă... așa, m-am probat la înainte cu ea, înainte să vin aici. M-am probat cu ea, mă, și din greșeală am pus ceva pe mine și n-am putut să o mai iau. Bine, am mai multe, dar m-am mutat recent și nu le-am pe toate acasă la mine și de asta... Deci subgenerat, adică un pic de cafea, o care... Da. Înțelegeți ce zic? Mi-am uitat ea acasă, bine, nu puteam să o iau, că era murdară. Am urmărit-o înainte să plec. Cu ce? Cu cafea. Am mai băut una aici, la tine? Nu, de asta ești agitată așa. Da. Uite, tremur. Regia ne întreabă, regia Andreea, a văzut clipul și ne întreabă, după ce l-a văzut, ceea ce este destul de zăpăcitor, ce se întâmplă în clip? E un clip de imagine, un clip pe care noi l-am făcut destul de repede. Pentru am că auzit, fii atent, să spun ce am auzit eu. Că e un clip cu o cârpă roșie în spate. Cu aproximație cam asta e. Exact, e o clipă... Ce simbolizează cârpa roșie? Dragostea. Dragoste. Ha! La fix! Da. E un clip făcut cu niște prieteni de-ai noștri. Să spun mai exact care a fost toată echipa. Ia. Noi doi. Da. Un bun prieten de-al nostru care a făcut și imagine și montaj. Și cel care ne-a machiat. E un clip făcut în 3 ore, special pentru Dragobete. Nu e un clip deci care să... Deci puteți să vă faceți clip în fiecare zi. Pentru 28 februarie, pentru 1 martie, pentru chiar și pentru 7 martie. Păi, 6 martie. Pentru că puteți să vă rupeți în fiecare zi 3 ore să vă faceți un clip. Noi ne-am rupt doar 3 ore. Cel care l-a montat, probabil că și-a rupt mai mult decât 3 ore. Ai dreptate. Dar până la urmă ăștia care montează au timp să și doarmă. Acum, tu crezi că la care a montat acum nu doarme? Ascultă-mă pe mine. Într-un prima? Păi ce să... Pui o cârpă în spate, câți de supărare și ai rezolvat problema. Câți de dragoste, că acum e Dragobetele. Bine, o să vină Dragobetele. Voi mi-ați spus mie de supărare. Mi-ați spus că piesa are 3 strofe. Nu. Albumul se va numi Astăzi vreau să o iei de supărare. Piesa se numește Floarea Dragostei. Zi, frate, așa! Deci trebuie să respectați melodia, pentru cazul în care vă fură clipul și nu puteți fi atenți, are 3 strofe. Partea 1 este când e copilul mic. Partea 2 e când e omul mare și partea 3 e când, practic, înțelegeți ce vreau să spun. Și atunci, supărarea poate surveni în oricare dintre aceste strofe, lucru pentru care vă rog din suflet să vă îndreptați atenția către scenă și să surprindem împreună supărarea. Prima întrebare. Am văzut cu atenție clipul și am văzut că la gât purtai un frumos saxofon. Se asorta la ceva sau se preta la... Nu. Din întâmplare face că eu cânt și la acel instrument și la tobe, printre altele. Și saxofonul se regăsește în melodie? Da. Trebuie să mai ascultăm o dată. Ia mai puneți o dată piesa, măi copii, vă rog. Mulțumim foarte mult formației vocal-instrumentale Datina. Da. Și continuăm minunata noastră emisiune cu niște surprize. Dar pot să zic ceva ce mi-ați spus înainte? Am voie să zic din casă? Am uitat ce v-am spus. Ține-o minte. Îmi zice Sava Negreanu Brudașu așa și sunt mândră de mi-a crăpat pipota. Zice, minunată echipa aveți. Într-adevăr, o cea mai echipă de aur. Da, da. Și este extraordinar să ai lângă tine astfel de oameni. Da. Dar o să învârți lumea asta pe degetul cel mic. Ei mă învârt pe mine, nu eu pe ei, dar și rămâne între noi. Nu cred. Sunteți aici, vorbesc de această televiziune, trei formații de divertisment. Formații, dumneavoastră sunteți singură, exact, dar... formațiune. Da, formațiune, așa. Dintre tot ce se poate vedea, m-aș opri la Cârcotaș, la Mondeni și la dumneavoastră. Nu v-am pus prima, că știți că eu sunt respectuoasă. Da. De la începutul emisiunii mă tot uit, în afară de Ia Savei, pe care într-adevăr n-aș putea să o port decât pe o mână, că e, atâta e de mititică, s-a făcut mică, mică, mică. În afară așa de eram, ea... doamna Teo. Poftim? Așa eram, dintotdeauna. Da? 1,50 m, ce să aștepți? Păi ce are? Știți, cu esențele tari, cu sticluțele mici. Asta e ghechilin, știți cum se zice în Argat. Ghechilin. Deci, în afară de ei, mă uit la ce aveți cu dumneavoastră. Toată lumea a dat pe ei ciocol să vadă cartea. Auziți dumneavoastră, am vrut să fac o surpriză deosebită pentru că de când ați venit aici, nu știu ce se întâmplă, fiecare încearcă să aducă, probabil... cadou de casă nouă, da. De casă nouă și normal. Acum, cum să vă spun, știu că vă plac cărțile, că sunteți om de litere și ați făcut o facultate absolut de excepție. Și eu v-am adus două cărticici. Un moment cu Goga și francmasoneria, ceea ce nu se prea cunoaște și știe. Așa... Și, de asemenea, ales că Goga a făcut parte dintr-un guvern destul de contestat. Exact, exact. Și atunci și acum și sunt acum la fel guvernele. Și ce vreau să vă spun, aici o selecție din câțiva poeți contemporani români cu versuri de dragoste în traducere englezească făcută de Dan Brudașcu și apărute la editura noastră de la Cluj. Acum... n-am vrut să viu cu mâna goală, știți dumneavoastră. E o carte mare aici. O carte mare, ați văzut cartea mare? O carte foarte mare, dragi telespectatori și spectatori. Dar să știți că nu o deschid decât prima pagină deschid. A se înțelege. Ca să vadă doamna Teo că de când am mai trecut prin Cluj și pe la dumneavoastră prin curte, așa, o așteaptă un pui de om, Petru, care deja este... mărișor. Codru unde-i? Stați puțin, că vine Codru. Dar, în primul rând, să știți că îi place foarte mult pâinea. Știu. Toți copiii care vin la sărbări și la asta mănâncă pâine. Ce tu le frumos. Pregătești cadouri și toate. Da. Și umblă cu Codru de pâine prin curte. Măi, copii! Da. Și acum a ajuns și călăreț. Deci aici e micul călăreț. Uite Codru, frate. El e Codru și el e călărețul Petru. Ei, vă dați seama cam cum am reacționat eu când a venit Codru, care era mic. Era puiuț? Puiuț era. Când am văzut că vine poneiul lângă mine, zic, hai că m-am mâncat. Dar a venit Sava, m-a liniștit, ho, că nu-ți face nimic nimeni. Și acum îngăduiți-mi să închid această carte și să vă spun că doresc să o deschideți împreună cu iubirea dumneavoastră de acasă și să vă bucurați de această carte. Mulțumesc frumos! E pentru iubirea mea cea mare sau pentru iubirea mea cea mică? Iubirea cea mare. Aha! Altă viață. Mulțumesc, atenție că e grea. Am grijă că literatura Mai ales dacă e scrisă la Bordeaux. Așa, n-aș fi vrut să vă aduc o Biblie, că nu se cuvene aici, dar... Deși m-ați fi făcut tot așa de praf. Uitați-vă puțin. Acest conferențiar care citește, nu-i așa? Da, sigur. În biblioteca personală, așa cum și noi facem uneori. Rar. Mulțumesc frumos, mă duc să pun cartea deoparte. Dacă vrei, poți să mi-l dai mie, că nu-l deschid ceaslogul, că nu știu să citesc. Ei, lasă că te învăț eu. Așa. Mulțumesc. Bă, dar grea e literatura, bă. E adevărat că nu se sărbătorește sărbătoarea, nu se sărbătorește sărbătoarea. Nu există dragobete în Ardeal? Nu, doamna Teo, nu există, pentru că dintotdeauna Ardealul a fost cam mai mult cu capul pe umeri decât... V-ați făcut prieteni acum, na? Și cum să vă spun? Dragostea e dragoste și se poate sărbători în fiecare zi, așa cum ziceam la începutul acestei emisiuni. Și cum să vă spun, există diferite tipuri de dragoste. Nu neapărat ne referim la dragostea dintre un bărbat și o femeie. Eu mă refer pentru că, de fapt, acesta e și sensul sărbătorii în America. Da. Cine a importat-o n-a dat... N-a importat-o bine. Așa, n-a importat-o bine, ca de obicei și alte lucruri. Și acolo, într-adevăr, această sărbătoare presupune un respect, o dragoste între părinți și copii, între frați și surori. Te duci acasă fiind plecat departe cu o atenție, cu un cadou pentru părinții tăi, pentru mama ta. Deci acesta este sensul adevărat al sărbătorii de dragoste din America. La noi... Una și bună. Da, eu am înțeles, una și bună, exact. Te duci acasă, da, scoți ceaslovul, îl desfaci, da, aprinzi lumânările și mai departe vine, da, de la sine ca așa. Da, asta. Și urci în mașină, își faci victime și... Aoleu, asta e, da, într-adevăr. Da. Dar când vin dragobetele, exact? Când vine sărbătoarea asta? 24 februarie. Da. Știți ce facem? Haideți să luăm o scurtă pauză, să mă uit și eu prin carte să văd dacă e ceva de reținut. Și ne întoarcem repede, ca să ascultăm pe Sava Negreanu Brudașu. Negreanu Brudașu, să vorbim despre cine e mai important pe lumea asta, despre Petru. Ce face Petru? Ce zice? Ce mai... Petru nu prea zice multe, pentru că... Jumate, ce poate să zică? Poate așa speciorii mai înceți la începutul vieții, după aceea își dau drumul ca să iasă în evidență, e normal. Mie îmi zice Ana și știe foarte bine când are intenții de a se juca, pentru că jocul înseamnă totul. Mă strigă: Ană! Cât poate! Ană! Hai! Și cu ce se joacă Ană cu el? Că na! Suntem căluți, suntem... Vai de cap. Tot ce înseamnă joc pe lumea asta nu contează. Cam cât sunteți în jurul lui? Nu prea mulți. Că e mami, e tati. Da. Părinții lui și eu și soțul meu, adică dar întotdeauna suntem acasă, doamna Teo. Suntem fiecare pe rând, așa facem pe rând ca să fim alături de el. Și îmi închipui viața lui atât de frumoasă, înconjurată de toată lumea care stă numai aplecată asupra lui ca să-l îngrijească. Da, vreau să vă spun... un moment absolut extraordinar. Este obișnuit, cum... vă spuneam eu și altă dată, că în casă la mine ginerele meu este preot și rugăciunea se face în fiecare zi înainte de mese. Și pruncul s-a învățat. El știe să stea în picioare, să-și împreuneze mânuțele și să spună la final atât, cuvântul care îl știe, amin. Acum, într-o zi, eram în curte și mi-a fost așa de drag Trăgeau clopotele la biserica din apropierea casei noastre și vă spun, m-a impresionat extraordinar, pruncul s-a așezat în genunchi, a zis bing bang, Ana, bing bang, da, zic, este tati, părintele este în biserică. S-a așezat în genunchi și a împreunat mânuțele, a închis ochișorii câteva clipe, ca la final să spună amin. S-a rugat copilul în sinea lui. S-a rugat. Ce poate să fie mai curat decât o rugă de copil? Ce ar fi să ne cântați în seara asta? Cu toată dragostea. Ce minunat! Că de fapt de asta am venit. Și să vorbim despre Petru, că până la urmă, stimați telespectatori, pentru că astăzi am filmat mai puțin, v-am spus, Dragoș Bucur, bun prieten, a zis, băi, de asta sunt prietenii făcuți pe lume, a luat camera frumos și a filmat. Și atunci tot ce a filmat el și ce am mai filmat și noi pe aici, dacă mai apucăm, ceea ce nici nu ne dorim, pentru că dacă e Dragoș, de ce? Vedeți pe teoliveshow.ro, foarte complicat și pentru mine, și puteți să dați un SMS la 1228 cu textul Teo și odată pe săptămână unul dintre dumneavoastră câștigă o cameră video de la pro.ro. Sava Negreanu Brudașu. Secret pe care n-ar fi trebuit să vi-l spun, dar vi-l spun ca să vedeți despre ce e vorba în propoziție și ce înseamnă valoarea unei promisiuni la Sava. Am sunat-o să vină la emisiune și a zis, sunt foarte, foarte bolnavă, sunt foarte răcită și am febră. Na, ne-am speriat, am zis, hai să o lăsăm cum a picat, nu mai, ne vedem altă dată, n-au intrat zilele în sac. Odată făcută promisiunea, nu s-a lăsat. Și nici acum nu e refăcută și ați văzut-o cât de minunat s-a purtat. Pentru oamenii care ți-s dragi, pe care îi prețuiești, pe care îi respecti, niciun sacrificiu nu este îndeajuns. Am venit asta noapte, toată noaptea, plec în această noapte, toată noaptea, am fost cu febră de 3 zile, dar nu vă supărați, am cântat și am jucat ca una... Așa, prieteni, dacă asta nu se numește noroc, păi care mai e? Și ne facem și alții noi. După cum veți vedea în cele ce urmează, Diana și Bogdan Bădărău au o poveste de iubire minunată. Toate poveștile de iubire sunt minunate, de ce să nu o spunem pe dreapta? Și totuși povestea lor are un pic de piper în plus, pus de Dumnezeu așa cu mâna lui. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Tu ești inginer de mediu? Da. Și tu ești? Funcționar public. Aha. De asta ești tu așa serios și la cravată și... Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat în 2002, pe 11 octombrie, o zi foarte urâtă, din punct de vedere meteorologic vorbesc. Și până la urmă frumoasă. Și din punctul ălălalt de vedere, până la un punct. Da, da. Am venit acasă de la facultate și fiind o fire foarte încăpățânată, mi-am pus în gând să merg la cumpărături. N-a contat cum e vremea afară. L-am luat pe fratele meu cu mine și trebuia să ajungem la o stație de tramvai. Spre stația de tramvai trebuia să traversăm o șosea. La vremea respectivă era o trecere de peton nesemaforizată. Îmi cer scuze, sunt așa de emoționată. Ești atât de scump, are niște emoții, ceva de n-ai pomenit. Dar știi ce nu te-am întrebat? În ce oraș s-a întâmplat? În Oradea. În Oradea. În Oradea. E ceva care nu e bine cu lumina, că e simplu ăștia, că sunt toți stresați. Trebuie să stau în altă parte? Trebuie să stau. Tu zic că eu mă pun în lumină. Bine, Giovanni face semne că e bine. Știi ce mi-ai Giovanni? Ca să-ți mai treacă din emoții. Uite acest cetățean al patrei zice... Auzi, zice, dacă eu aș da cu mașina peste unul, ar trebui să-l iau de bărbat? Nu. Dar știi cum e. Așa. Așa, și am trecut șoseaua în acel moment în care a venit și soțul. Cu mașina sa? Cu mașina sa. Dar vina a fost a mea aici, pentru că eu am încercat să trec, m-am răzgândit și în acel moment el a crezut că eu nu mai vreau să mai trec și a accelerat. Logic. Și atunci am trecut și eu. Și ne-am întâlnit. Dar tu ce ai simțit? Adică eu n-am fost, slavă cerului, implicată. Și de asta te întreb, simți ceva? Nu, am auzit doar frâna. Și m-am trezit în mașină, pentru că... În mașina lui? Da, în mașina lui. Ea era căzută? Era căzută. Am luat-o, am pus-o în mașină și ne-am dus la spital. Era conștientă? În primul rând, nu. În primul rând, nu. Așa. Ne-am revenit în mașină. Și ce ai văzut? I-am văzut ochii în oglindă. Și se spune că atunci când doi oameni sunt predestinați, au simțământul că se cunosc. Și am avut senzația că îl cunosc de foarte mult timp când i-am văzut ochii. Dar și... tu când ai văzut-o pe ea, ai avut senzația că o cunoști? Da. Da? Da. Înainte să lovești sau după? Ai, mă, mamă, mă! Nu m-am văzut înainte. De unde o vedea? De la intersecție la alta? În fracțiunea de secundă, ca așa e în viață. Fracțiunea de secundă. Ah, uite, dacă pui așa problema... Înainte să lovești sau după? După. Bun, ai dus-o la spital. Mi-am revenit pe mașină și el a întrebat unde să mergem, pentru că eu aveam 19 ani, dar păream minoră. Și i-a întrebat dacă stau de copii și am spus nu, pe centru, că am de făcut cumpărături. Nici n-am în spital. Dar tu aveai ceva? Eu m-am lovit la genunchi, dar eram așa într-o stare de șoc că nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Te-ai lovit însemnând că a trebuit să ți-l bagi în gips? Nu, nu, am fost doar... Perfect, slavă Domnului. Da, am stat 4 zile în spital, din cauza că a trebuit să-mi fac o tomografie. Normal. Și fiind vineri, nu se face până luni. Păi cum, la noi în România te ține în spital 2 zile numai ca să vezi, să vizitezi. Ce frumos e! Spitalul minunat, ați văzut ce frumos miroase și ce holuri frumoase cu tablouri frumoase unde scrie incendiu. Spargeți geamul. Așa. Și a venit în fiecare zi la mine cu flori, cu ciocolată, prăjituri. De ce? Și flori. Și flori și ciocolată, dar de ce? Pentru că mi s-a părut că sunt frumoasă. Să ne împăcăm și... Nu cumva ți era frică să nu cumva să depună plângere la cutare? În primul rând, da. Acum sună de gol. Așa. Și când ați simțit că se înfioară înfiorarea? Dar mie mi-a plăcut de la început de el, când l-am văzut. De agresor, mă! Da! Tu ești o victimă, mă! Dar era frumos! E frumos și acum, dar tu trebuie să-i scoți ochii toată viața, mă! Păi mi-ai scos câteodată, că mi-a rămas urmă pe cot. Foarte bine, așa, așa. Andreea are o mână ruptă din copilărie și de orice mână o apuci, zice, au, mâna ruptă, au! Tinel, mâna ruptă! Tinică! Așa. Știi cum să-l ții în... Dar nu e nevoie să-l ții în apropiere. În apropiere. Se ține singur? Da. Păi, pot să-ți dau niște sfaturi de la o prietenă. Nu, dar cred că dacă este iubire și înțelegere, asta e cel mai important o relație și nu e nevoie să-l ții cu lanțul. După cât timp de la accident v-ați căsătorit? Accidentul a fost în octombrie. În februarie m-a cerut în căsătorie prin SMS. Un alt mod original de a cere în căsătorie. Și cum suna SMS-ul? Suna cam așa. Te iubesc foarte mult, am simțit de la început că vom fi împreună și vrei să fii soția mea? Au fost deja 2 SMS-uri. Nu, 1! Sunt după numărul de caractere. Simțiți? Și tu tot prin SMS i-ai răspuns? Da, i-am spus că mai trebuie să mai discutăm, nu așa. Și am mers acasă și am zis mamei, mamă, știi, am fost șut în căsătorie azi. Iar replica mea a fost, nici să nu te gândești. Dar tu ești foarte tânără, chiar vreau să te întreb dacă ești majoră acum. Da, acum sunt, că nu puteam să... Da, bineînțeles, deși cu dispensa. Da, sunt majoră, fac 25 de ani anul acesta. Sărbători. Asta n-ar fi o problemă. Ce mi s-a părut mie senzațional este că în momentul în care și-au cumpărat casă, vă căutați voi casă, unde v-ați găsit casă? Am găsit un apartament cu vedere la locul unde ne-am cunoscut. Deci la locul faptei. Balcon se vede perfect locul întâlnirii. Fabulos. Și nu vi s-a părut semn? Ba da. A fost predestinat să ne întâlnim așa. Iar tu te rog din suflet, mai taci un pic, frate, că nu mai pe cuvânt, ne încurcăm. Nu s-a spus, în ziua în care s-a întâmplat accidentul, când m-am dus acasă, maică-mea mi-a spus, în cazul în care ai lovit fata și ai accidentat-o, o iei în căsătorie. Și am zis, mă însor, mamă, mă însor. Dar dacă fata era căsătorită? Dacă fata era căsătorită, ghișef tu ei. Pe unde se duce Piers Brosnan la rată? Nu, eu mă gândeam la care e cel mai aglomerat loc în București, că Piers Brosnan, săracul, nu prea vine pe aici. Unde e cel mai aglomerat de mașini bune? Lasă nu că... să mă calci, la ce 1300 de lei. Tu la 1,50 m poate nu te vede deloc. Dar nu trebuie căutat. Când se întâmplă, se întâmplă. Da, se întâmplă. Vai, eu sunt așa de imprudentă pe trecere. De-aia tu știi și măriți. Pe ce adresă ne-ați scris voi? Fiți atenți, întrebări, meșteșugite la emisiune. Povești dragoste, arom.primatv.ro. Așa, măi, că cu un pic de ajutor am rezolvat. Deci dacă aveți povești, ori de care. Și știți ce m-am gândit? Deci ne scrieți pe povești dragoste, arom.primatv.ro. Și m-am gândit la o șmecherie, dacă ne iese să ne-am scos, să chemăm, să o angajăm, să priponim, să angajăm un cetățean de la IT, pe care să-l punem să ne ajute cu interneții ăștia. De exemplu, în momentul în care, țineți minte când am vorbit despre baba aia senzațională de la Megastar cu Liberté. A, o știți? Da, da. Știi baba de la Megastar, Dana? Baba de la Megastar, minunată. Da, 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 am văzut-o. Am văzut-o de atunci, de două ori, da. Cu basmacul, cu tare, foarte mișto. Ei, în momentul respectiv... Liberté, aia cu Liberté? Așa, gata, da. Așa ar fi trebuit să băgăm imediat, țac, ceva cu doamna aceea, care este... Ce să... Eu aș fi lăsat-o în pace, deci eu aș fi... Să o vadă o țară întreagă, vorba poporului român. Mulțumesc foarte mult! O să mai spun ceva? Te rog, te rog. Noi n-am venit cu mâna goală și mulțumim, în primul rând, pentru invitație. A fost o onoare pentru noi. Noi vă mulțumim că ne-ați scris! Și în dar v-am adus o iconiță de la mănăstirea din Oradea. Și vă rog Dumnezeu să aveți o viață cât mai lungă la emisiunii. Mulțumesc foarte mult! Haideți să vedem împreună iconița, care va rămâne, bineînțeles, aici, ca să o vedeți în fiecare zi, că o iconiță trebuie văzută. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Putem să punem lângă Părintele Serafim? Da! O punem lângă Părintele Serafim, să ne aducem aminte și de Părintele Serafim în fiecare zi. Vai de mine, Părintele Serafim ar trebui să-l mai chemăm o dată în emisiune, dar tare rău o ducem noi cu convinsul. Da. Convinsul ăsta. Vorbim cu Părintele Mihai să uzeze de... Da, vorbim iar cu Părintele Stareț. Da. Noroc că sunt moderni și zdrave și deschiși la minte. Mă deranjez? Își bagă Teo coada între voi. Nu, că ne-a spus acum, ne-a spus un domn de aici să ne dăm un pic mai încolo, să nu stăm așa apropiați. Unul de altul? N-aveți voi să stați... Asta e Edi. A, da. Deci simt după replică... Asta, nu? Fii atent. Asta e momentul meu favorit. Vin îndrăgostiți și el... Hai, nu e... Da? Dar cel mai minunat a fost cu miresele. Ăla mi-a rămas forever în cap. Fii atent. Mirese multe. Pe scenă, în platou, îmbrăcate, senzațional, goală. Superbe, superbe. Superbe, frățioare, nu puteai să respiri uitându-te la el. Un moment înălțător, știi? Un moment din ăla în care auzi viorile, rom și putare și așa. Și-l văd pe Edi. Hei, mai în spate! Ia râzi, mă! Râzi, mă! Ce faci? Dar la un moment dat, nu știu că i-a făcut sens să râdă. Unul de la o formație de-asta mare. Lui Bitman, nu știu care. Tataie, mai cu zâmbe, că... Lui Aio, sau lui September. Profesionist, omul. Da, e profesionist. Cred că September. Auzi, cocoană, mai cu simțire. Doamne, nu ne chinuisele, să o aducem pe aia, o rugaserăm în genunchi. Edile îi rezolvă, dar... Dar iubește nici că să taie cadrele, mă. Să taie umerele, umerii la cadre. Lasă-ți, ne tăiați așa. Să plece invitații întregi, cum au venit. Voi credeți în poveștile astea de amor care se sărbătoresc o dată pe an? Că eu cred. Zici tu? E bine, zici tu, ca să rămână lumea cu părere bună. E porcărie? Să știi că... Care? Vorbești de Valentine's, de Dragobete, de astea. Mă, mi se pare că e o chestie inventată frumos. Și mi se pare și dacă poți să te bucuri de un lucru frumos, de ce să nu o faci? Da, dar nu neapărat că... Am mamă de bea, când se apropie 14 februarie sau știu eu 24 de Dragobete, de bea aștept să-i fac un cadou. Adică n-ai nevoie de neapărat de momente de genul ăsta. Dar dacă există, te bucuri și atunci. Da. Așa e și cu ziua mamei. Ce, pe 7 sau pe 9 nu iubești la fel de mult pe mama? Da, dar pe 8 te gândești să-i duci tu un cartof desenat. Eu vorbesc din experiență. Stimați telespectatori, zice Andreea că dacă tot m-am așezat și mă simt confortabil, să iau o pauză publicitară ca să mă ridice, să mă trimite cine știe. Telespectatori, o mare parte din această minunată emisiune, cea mai bună parte, de fapt, se realizează pe pauze. Am băut o supă și m-a resimțit. Și ăștia sunt nebuni rău de tot, dar ei nu-și dau seama că nici eu nu mă simt foarte bine. Și Dana mă tot întreabă, tu glumești? Mi-am băgat niște glumă în gură. Nu știu dacă pot să spun asta. După vișin, cum faci tu? Păi n-ai cum să fac după vișin. Pe asta nu e de nezis. Am făcut. Și Dana zice, ai zis gluma? Nu, am făcut. Și tu vorbești serios și am explicat că există o tehnică. Cum aș dibaci? Dibaci? Stai puțin, în circulație e cel mai bine, mai ales noaptea, te asigur că nu e cineva în spate. Deschizi geamul? Știi tu ceva? Se întinde pe geamul din spate. De obicei nu prea se întinde. Rămâne o dâră pe geamul din spate. Nu. Rămâne mai puțin. E vorba despre gumă. Păi da, dacă știi cum să o faci, nu rămâne. Da, dacă știi cum, dacă ai meserie... Mamă, ce subiect avem! Trebuie să vii dibaci, ți-am zis. Păi, tu despre ce crezi că vorbim în emisiunea asta? Că eu nu știu să citesc. Înțelegi? Foarte mulți invitați vin având senzația că eu chiar pe cuvânt sau că e ceva de capul meu sau că am acces la o... Te vede cu catalogul în mână și chipuie că scrie tot. Și credeți că e ceva de capul lor și când vin aici. Plans. Da, dar am pățit și invers, să știi. Am pățit cu invitați despre care credeam că... Și... Foarte tare. De obicei se întâmplă pe pauze. Când invitatul spune, am crampe la stomac. Și îmi spui așa între ochi ca să mă exprim astfel. Da, zice, ce vrei să spun în emisiune? Și îți dai seama că e extrem de cinstit și comunică. Hai să vorbim despre lucruri importante și anume despre le copil. Da? Care s-a făcut mare? Păi da, are un an și o lună. Un an și o lună? Domnișoară, frate! Haideți să vedem în plasmă, că de-aia ne-am cumpărat plasmă. Fotografii. Aici ce se întâmpla? Că aici se ascundea de tati, încălțată în pantofilul tati. Cu care tati e azi. Deci a reușit să-i recupereze de la copii. ceea ce e o treabă. I-am filmat cu camera asta mică să-i vadă lumea pe site. Aaaa, ce frumos din partea ta, very considerate. Aici ce făcea? Aici ai pe căluț. Bă, cretinul, ce făcea? Extragea radical. N-am ce să zic, aici era un mic elf, o făcuse tati elf. Elf era? Și se spăla, păi da, după cum are, mă rog, urechile n-a reușit să-i le întindă. I-a întins numai părul. Îmi place la baie? Da, tare de tot. Există copii care nu... Serios? Da. Nu mă așteptam. Da, și există copii care trec printr-o perioadă în care nu mai... Nu cred. Oh, my God. Oh, păi nu m-am dus la... Dar nu e cumva vina părintelui? Nu e o traumă cumva? E... Ba da, îți povestesc imediat. Aici ce făcea? Nu se vedea, avea un strugurel și se dădea pe buze. Așa, deci asta e întrebarea. Ce făcea? Se dădea aici era cu strugurelul în gură? Ce să zic? L-a mâncat? Almost. Apropo de la mâncat, întâlnire între Delia însărcinată și Fime. Se uită Fime la Delia, o vede și zice, ce are burta? Zice că are un bebeluș pe care o să-l facă în curând, o să aibă un bebeluș în brațe. Și zice, și cum l-a băgat acolo? Și tot ea, oripilată de Fime, zice, l-a mâncat? N-am spus eu asta, n-am spus eu asta. L-a mâncat! Cu oroare, foarte rău. Calculatorul prestăm? Calculatorul, telefonul, telecomanda, tot ce vrei. Da, iPod-ul, sunt ale ei. Toate. Dar voi o lăsați cu... N-avem încotro. De nu ce? Cum se... Nu ai încotro, nu poți să o închizi în cameră cu jucăriile ei pentru că nu poți. Eu sunt cu ea, bine, nu o-ți imagina că stă cu ochii în laptop. Are parte de așa o distracție, apasă și ea pe un buton, îi facem poze și gata. Da, normal. Normal. Aici mănâncă, Sofia la un an mănâncă singură, nu mai acceptă să-i dai mâncare tu și o lăsăm, se murdărește din cap până în picioare, dar mănâncă. Very nice! Da. Trec prin perioada asta cu nu mai am nevoie, mă descurc singur. Ai văzut? Tu știi mai bine. Da, acum ea a început, e... Se implică în orice, șterge praful, nu vrea să-i mai face ordine, nu vrea să o mai îmbraci, nu mai... Și nu poate să le facă. Și când vreau să o încalț eu, de exemplu, face crize, că vrea să se încalțe ea, dar nu poate. E greu. Știi copiii enervanți care în magazin, se tăvălesc pe jos, că nu le dai ce vor și urlă și... Dă-la o să fie, Sofia. Noi ne-am temut tot timpul că o să avem un copil care o să se trântească și o să urle și o să facă niște crize imense. Asta e. Asta e. O să le facă? Presimt că da. Ca să fiu sigură, n-am dus-o în magazin decât în momentul în care am înțeles perfect cum e cu literatura. Asta o să-i fac și pre-islamică. Deci eu am adus-o la majorat, frate, că nu se putea, mi-era frică. Am niște prieteni care mănâncă în fiecare zi, de 3 ori pe zi, într-un hipermarket, în același restaurant. De ce? La un moment dat aveau musafiri și au plecat de acasă și au luat boracul și au plecat. Și zic, de ce faceți asta? Zice, fetița noastră nu mănâncă decât aici. Mâncare de acasă. Atenție! Deci îi umple blidul, o duce la cutare și dă... Eu am un prieten care și-a cumpărat un Range Rover pentru că așa a vrut băiatul lui. De câți ani? Băiatul are 7 ani, ceva de genul ăsta. Știe ce vrea băiatul. Deci o să ne ia mama Ana. O să ne ia mama Ana. Who's mama Ana? Este un fel mai stilizat, dar zice o să ne ia... Ca să nu zice... Am vrut astăzi să-mi cumpăr un tricou cu... Mă rog, în engleză scria sunt naivă, deci se potrivește. Mai aveți încă... Pentru că, presupun că aveți. Obsesia asta de a sta cât mai mult cu copilul, pentru că copilul are nevoie de părinți. Vă mai traumatizează faptul că trebuie să mai plecați pe aici, pe acolo? Nu. Sau deja... Nu, am și fost plecat singuri într-un weekend la mare. Acum e cu mama, nu e cu noi. Deci nu avem problema asta. Dar nu știu dacă sunt pregătită să o las o lună de zile singură, să plec nu știu pe unde, prin ce țară străină. Dar ne facem treaba. Adică eu mă duc la studio, mă văd cu colegii, facem clip, Dragoș își face treaba la firmă sau la film, dacă are. Adică am intrat în pâine, ca să zic așa. Am zis că tu ai terminat în momentul ăsta niște treabă, tu ai terminat niște treabă? Da. Tu ce treabă ai terminat? Eu am terminat... treaba mare. Pentru că... Asta au fost primele vorbe ale filmii. Pentru că... Așa. Dar am putut să mă abțin pe cuvântul meu. A fost servită, da. Pentru că o să revin... Au jurnaliștii o întrebare, dar când se produce revenirea ta muzicală? Ai dispărut de pe marile și micile ecrane, de pe, din fața publicului. Când o să... muzical, exact! Frate! Și tu nu mi-ai luat niciodată interviu. Păi, dar cu ce vrei să fac? Acum vorbim despre treabă mare. Nu, vorbim despre interviu, despre lucruri. Așa. Eu de-aia v-am chemat, să vă iau interviu. Așa. Da, am terminat piesele de înregistrat. Peste o săptămână filmăm noul videoclip. Și am să revin. Iar faci rock? Hai mă, o să vezi. Păi nu, că mi-e frică de oamenii care fac ce le place. De ce? Întreabă-i pe ei, e nasol de tot. Da, în România trebuie să faci ce ți se poruncește. Dacă îți faci ce-ți place, că am zis bine, uneori ți-o și iei în barbă, ca să zic așa. E greu, te doare, dar... mergi înainte, că... Da, plus că barba la un moment dat devine imună la... Și simți gustul libertății și, mă rog, mai multe. Tu iubești foarte mult pe soțul tău. Se vede? Nu, se simte. În momentul în care poți să spui despre bărbatul de lângă tine că este cel mai liber om pe care l-ai cunoscut, pe mine m-ai dat pe spate definitiv. Deci eu am căzut. Dar nu eu am învățat. Eu am învățat asta de la el. Pentru că, de exemplu, într-una dintre discuțiile noastre... cum că ce-am vrea să facă Sofia când o să fie mare, el a spus simplu, mă, vreau să fiu un om liber. Eu vreau să fiu un om liber și el așa este. Și Sofia vreau să fie un om liber, să nu fie condiționată de cei din jur, să învețe să trăiască liber, pentru că se poate. Există o problemă. Se poate. Dar în momentul în care sensibilitatea ta interioară te împiedică să ții cont de ce vor ceilalți, începi să faci ca ceilalți. Exact. Îți pierzi libertatea în mod asumat. Eu am fost un astfel de om. Am suferit din cauza asta foarte tare, pentru că eu față de mine nu eram fericită. Aveam nevoie de aprecierile celor din jur. Știu. Dar la un moment dat, și momentul a coincis cu întâlnirea cu Dragoș, lucrurile s-au schimbat și mi-am dat seama că este mult mai bine să faci ceea ce vrei, ce-ți place și să nu mai, mă rog, foarte bine. Hai, tăcăie. Scena este practica ta. Mulțumesc foarte, foarte mult. Frumusețea acestei emisiuni este faptul că poți să vorbești despre ce vrea mușchiul tău, condiția ca mușchiul tău să fie inspirat în ziua respectivă. Am vorbit despre libertate cu Dana Nălbaru și cu Dragoș Bucur. Cu el mai puțin, dar el a inspirat discuția. Până la urmă tot de la el a plecat. Iar noi rămâne să ne întâlnim mâine, practic, la 1:45 ne întâlnim. Avem sărbătoare mare, este ziua Irinei Loghin. Merită să vă uitați, pentru că avem de gând să o dăm pe spate.